din nou. Astăzi o să avem un haul Lidl. M-am dus în special să cumpăr lucruri pentru Halloween, dar cum se întâmplă mereu, mai e și altceva în plus. O să îl iau așa aleatoriu, nu sunt aranjate fiecare cum sunt pe categorii, de exemplu Halloween într-o parte și lucruri normale în altă parte. Că trebuie să mă duc imediat și după Ilinca și să-mi dea timp să termin de filmat haul-ul și să mă duc după ea, că iese imediat de la grădiniță. Avem aici de la Trolli ochi. Ochi, cred că au jeleu în interior. Eu cel puțin așa știu. Așa, am luat două pungi. Că au patru în pungă. Au câte patru, sunt puține. Am luat câte o figurină, una de Kinder Momia și una Dracula. Am luat una și una. Am luat spaghete tricolore. Am luat praf de copt. Am luat ciocolată tot așa cu ochi. Bine, ambalajul e ochi și nu mai știu ce. Și în interior sunt e ciocolată. Aici am luat șoricei, niște jeleuri cu șoricei. Astea nu fac parte din categoria de Halloween. Am luat un fuet. Fuet extra. Foarte, foarte, foarte bun. Am luat un salam bănățean de la cămara noastră. Iarăși foarte excelent de gustos. La fel și fuetoi de la Dulano. Prețurile nu mi le aduc aminte, o să vă le las tot așa pe fiecare pe ecran, în fiecare parte. Și am luat niște aici sunt snacks-uri din cartofi, cred că dacă nu greșesc, cu gust de brânză. Tot chipurile de Halloween, nu știu. Doar punga e de Halloween, interiorul nu știu ce să zic. Aici am luat cu forme de la fel de pufuleți, ca să zic așa, nu știu ce nume au. Snacks-uri, pufuleți. Aici avem niște alune crispy și astea sunt foarte, foarte bune. Cred că sunt la fel. Nu știu, am mai luat odată ceva asemănător. Cred că sunt la fel, doar că ambalajul e de Halloween. Nu știu dacă are vreo diferență. Niște biscuiți, tot așa cu forme de Halloween, de dobleac, de vampir, de fantomă și liliac. Au pe parte ciocolată și pe parte simplu. Aici am luat o lumânare. Mi-a plăcut că ăsta e de cristal. Și de aia l-am luat. Să facem decorul pentru petrecerea de Halloween, pentru canalul lui Ianis. Aici avem un decor, iarăși, din doblecei. Mai avea și cu lilieci, dar mi-a plăcut mai mult de doblecel. Pică. Nu mi-aduc aminte prețul. Are și batere incluse? Da. Uite, nu mi-am dat seama. Are și batere incluse. E instalație pe LED. 6 ore durează, aproximativ 1,80 m. Da, interesant. Am luat o pizza de Halloween. Tare curioasă sunt, să vedem cum e. N-am mai luat niciodată ceva în genul ăsta. Nu știu. Am luat... Ai, s-a șifonat-o pe cutia. Am luat nuggets cu forme de Halloween. Forme de Halloween, nu, de vampir, nu, liliac, fantomă, dovleac și ce mai are aici. Cam atât. Da. Ce mai e de Halloween? Aici niște cartofi în formă de dovleac, de fantomă. Tot pentru Halloween. Sună interesant. Aici am luat niște păstrăvi.
Sunt doi. Are 574 de grame, 18 roni cu 88 de bani. 19 roni. Undeva la jumătate de kilo, 600 de grame, undeva aici. Ce mai avem aici? Aici avem niște pâine, pâinici, de astea sunt foarte bune pentru sandwich la școală. Ceva, o idee sau poate chiar foarte asemănător, îi luam din Spania, le luam copiilor și le făceam la școală bocadillo, sandwich. Și e foarte moale și foarte bună. Pentru un sandwich e ok. Avem aici zahăr pentru dulceață de gătuie. Abia aștept să fac. Avem aici burger cu brânză și ketchup, brânză Gouda. E foarte bună. Eu am mai luat, dar în alt fel, pentru că vreau să le încercăm pe toate, să zic așa, să vedem că, dacă e vreo diferență. Nu știu, vedem acum. Dar cea care am luat înainte era cu vită, dacă nu greșesc, era foarte bună. Am luat niște crembuști de piept de pui, de la Picoc. Am luat niște biscuiți cu ciocolată, cu, cum îi zice, cu bucățele de ciocolată de la Sunday Cookies, marca Lidl, cred că e. Am luat aici de la Picoc Salam Victoria, etichetă curată. Bun, continuăm cu iaurt cu cereale. Cât era? Era 4,79 lei și a costat 3,35 lei. A fost la reducere. E bio. Cred. Nu știu dacă zic 100%, dar îmi dă senzația că e bio și a fost undeva la reducere. Avem aici cocos, 250 de grame. Mie îmi place să am în casă, pentru că mai fac o anumită chestie și îmi place cocos. Pâine toast, integral. Asta am văzut că era, n-am văzut-o acum, acum nu, n-am văzut-o atunci, am văzut-o undeva când am ajuns la casă, că era 5 lei și am luat-o cu preț nou, 3,49 lei. Era undeva la reducere, nu mi-am dat seama atunci. Altă ciocolățică de Kinder. Am luat niște alune cu sare de la Lesto. Am luat niște... Hai că-mi pic astea. Am luat niște pistacio sau fistic cu sare. Foarte, foarte bune. Tot de la Lesto. Niște dinți de vampir. 200 de grame. Astea au fost chiar foarte ieftine. Niște salată. Am luat două. Una s-a șifonat un pic, am pus greutate peste. E mix, dacă nu greșesc, e mix, dar e gustoasă. Gustoasă, gustoasă. Undeva la 5,50 lei, dacă nu greșesc. Sper să nu greșesc. Și am aici niște chili picant pentru să avem în casă, pentru că mai facem niște legume cu pui, la tigaie stil wok sau facem shawarma, depinde. Noi mâncăm, chiar mâncăm. Pot să zic destul de picant. Niște pasta de ardei iute. Am luat-o din curiozitate, să vedem. Noi am luat o pastă de ardei iute un pic mai mică, dar nu mi-aduc aminte că eram în Spania. Am luat și era destul de gustoasă, chiar bună, dar nu mi-aduc aminte ce firmă, ce marcă era, ce firmă, nu mai țin minte, dar era din aia dulce, nu era picantă. Și aici ce mai e? Aici nu mai e nimic din Lidl. Aici sunt niște lucruri care am luat de la un magazin, niște dresuri pentru copii, pentru fetițe. Am luat o pereche, niște un joc domino pentru Ianis și
altă pereche de suri și o pereche de ghete. Ghetuțe. Da, 85 de lei, dar foarte frumoase. Da, și cam astea au fost cumpărăturile. Sper că v-a plăcut, nu știu, sunt lucruri simple de Halloween, nu e ceva extravagant, nu e ceva wow. Ideea a fost să merg pentru Halloween și bineînțeles să mai leagă și altele, așa se întâmplă. O să ne vedem într-un, o să fac un video de la farmacie, că mi-a ajuns și un... mi-a ajuns și un coleg de la farmacie și sunt curioasă că e prima comandă care o fac și, și sunt tare, tare curioasă de produsele lor, că sunt foarte, foarte recomandate și lăudate de multă, multă lume. Și sunt curioasă de cremă, crema de față și de conturul de ochi. Am mai luat eu câteva chestii și așa, dar cea mai mare curiozitate care mă provoacă e crema de contur de ochi iluminatoare și crema de față de Arbol 3, cred că așa zic, 3, ceva de genul, nu mi-aduc aminte. În alt haul, alt vlog, de ce nu, și sper că mă urmăriți cu plăcere. V-am pupat, pa, pa!